pentru că eu în general vorbesc foarte mult. Astăzi am să vorbesc foarte puțin. Credeți-mă. Tocmai de aceea primul cuvânt am să îl dau doamnei primar pentru a vă ura și dumnei bun venit în comună la noi. Bună ziua, bine ați venit. Dacă Alina vorbește mult, eu vorbesc de 3 ori mai mult. O să vă spun atât. Sunt mai mult decât impresionată de ceea ce se întâmplă astăzi aici. Sunt impresionată de faptul că nu am știut că această surpriză să fiu cu domnul meu director pe aceeași scenă s-a întâmplat astăzi, un lucru extraordinar. Și vreau să vă spun că astăzi, cum am afirmat în mai multe rânduri, lângă noi sunt mai multe județe din țară, mai multe orașe și, de ce nu, și din străinătate, să spun așa, cu toate că Moldova nu e în străinătate. Sunt frații noștri. Dar faptul că am spus străinătate, am spus-o într-un sens foarte frumos, adică tradiția noastră a mers până într-acolo, încât a trecut mai mult de granițele țării. Și de aceea, astăzi am să-i prezint în mod special pe domnul vicepreședinte al raionului Cantemir, pe probleme sociale, domnul Sergiu Butuc. Domnul vicepreședinte raionului Cantemir, pe probleme economice, domnul Victor Culicovski. Am repetat numele, să știți mai multe ori, că nu spun prostii. Județul Galați este aici, Vasluiul este aici, Voineștiul și, bine, nu toți au venit, dar trebuie să apară, vor fi concurenți în acest festival. Balcan, Zemeș, Oituz, Dărmănești, Măgirești, Buhoci, Găiceana, Făget, Solonți, Traian. Bine ați venit și distracție plăcută! Nu pot să nu mai spun ceva. Și UNICEF-ul, deci suntem destui ca să putem începe acest spectacol și acest festival. Succes tuturor concurenților!